Bună tuturor, bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi avem un unboxing cu ceva ce am luat Natalie și am aici în spatele meu. Eram foarte curioasă să văd când ajunge. A ajuns foarte repede, ce în 2 zile a ajuns. Am comandat ceva de pe Amazon pe care aveam mare, mare nevoie în perioada aceasta pentru Natalia și chiar mă bucur super, super mult. Haideți să vi le arăt. Acestea sunt comenzile pe care eu le-am plasat pe Amazon. Avem aici un țarc, sau cum să-i spun, avem aici un locușor de joacă pentru Natalia. Puteam să aleg și altceva, am mai văzut pătuțul sau alt fel de țarcul pentru copii, nu știu exact cum să le spun în română, însă eu l-am văzut pe acesta mult, mult mai interesat și am luat și buretele din acel de pus pe jos. Natalia a început să meargă de bușlea, așa că na, nu vreau să se rănească sau să aibă alte probleme, plus că mai am și eu altceva de făcut. Și, na, desigur, știm cu toții cum copiii scoat toate lucrurile din dulapuri și fac anumite obrăznicii, așa că eu vreau să o protejez. Și pentru asta am luat acest locușor de joacă. Sper să-i placă și sper să stea aici, în interior. De ce am ales acesta? Pentru că este spațios, dar în același timp se poate și strânge. Erau altele care erau fixe, însă mie nu-mi trebuie așa ceva. Casa noastră este mare, mai ales living room, pentru că aici vreau să o pun, însă îmi doresc să îl strâng, de exemplu, când vreau să fac curățenie sau când vreau să, nu știu, să pun altceva aici. Se poate strânge la perete și o să vă arăt imediat. Haideți să le desfacem. Avem aici bureței. Am luat așa colorați pe toate culorile. Apoi mi-a părut rău că nu am luat acele cu litere. M-a ajutat și pentru Cristiana, însă am zis că ok, poate o să iau altele în viitor. Însă acum le-am ales pe acestea. Au așa 9 culori și na, sunt ok. Mie îmi plac. Sunt ok. Acestea sunt de 29 de centimetri pe 29. Voi desface acum coletul. Mi-a lăsat dimineața asta și abia am așteptat să îl desfac. M-am pregătit așa să filmez și acest clip pentru voi. Și haideți să îl desfacem. Aici avem câteva sibile pe care se lipesc pe el și o să vă arăt puțin mai târziu. Cărticica. Și acestea sunt bucățelele. L-am luat pe culoarea alb și gri, pentru că erau și alte culori, însă la noi în casă nu avem atât de, nu știu, verde, roz. Aș vrea să iau roz, însă mă gândesc poate îl voi vinde în viitor și na, va fi mult mai ușor de cumpărat. Asta este cortița. Aici ceva să prindeți, iar aici ceva să prindeți, avem așa o numărătoare, chestii acestea care se învârt și o placă aceasta de fal, sau nu știu cum să îi spun. Aici mai avem accesoriile. Și gata, am scăpat de cutie și acum urmează să le asamblez și haideți să vă arăt ceva cum o voi face.
mintea ce s-a de făcut, cam așa arată, mi-e place super, super mult. Am pus acești bureței aici, o să-i desfac acum și o să-i asamblez. Nu a durat chiar mult, a durat doar 15 minute să asamblez tot acest țărcușor, o să-i spun, că eu nu știu cum să-i spun în română. Însă mie îmi place super, super mult și aici avem ușița. Cam așa se intră pe aici și apoi se închide înapoi. Și apoi se închide de aici. Și cam așa va arăta. Se poate face în diferite dimensiuni, diferite forme. Era și mai mare, însă am preferat să îl iau pe acesta. A costat destul de mult, ușor 100 de lire, însă este ok. Plus 20 de lire acei bureței care se pun de desubt. Acolo câteva piese, însă le țin că o să le fac eu mai târziu. Nu mai am acum atât de mult timp, dar cam așa arată. Mie îmi place super, super mult și va avea și un view așa foarte frumos afară, se va uita pentru că ei îi place să se uite pe geam. De fapt, tuturor copilor le place chestia asta. Și haideți să asamblăm și buriței și să terminăm cu tot acesta și să vedem dacă îi place Natalie. Și gata, l-am terminat. Așa arată și așa va sta, pentru că așa m-am gândit să stea în acest colțișor, să o văd și pe Natalie, ea să aibă așa vedere în grădina din spate. Mititica a plâns o grămadă pentru că era foarte curioasă să vadă. Așa, este foarte bun. Mie îmi place super, super mult. O părere așa sinceră și chiar îmi place. Am pus și acești bureții aici jos. Mi-au mai rămas 3. Mi-au mai rămas 3, însă aceștia îi voi păstra din cazul în care se rupe unul. Oricum, aceștia, după o anumită perioadă, se uzează și trebuie luați alții. Îi voi pune acolo jucărele, ea se va juca și voi putea și eu să fac un pic de trebușoară. Na, mâncare, ce mai este, mai lucrăm. Acesta a fost clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați pentru a mă susține. Mi-aș dori ca până de Crăciun să fac și eu 500 de abonați. Noi ne vedem în clipul viitor. Numai bine, pa, pa!